Situație critică în Republica Moldova, țara nu își poate asigura necesarul de energie electrică în proporție de aproape 3 sferturi. Compania Moldelectrica va importa din România restul printr-un contract de urgență, însă costurile sunt ridicate, se plâng oficialii din guvernul moldovean. Republica Moldova riscă să rămână fără energie electrică în toată țara în cazul în care vor exista atacuri masive cu rachete în Ucraina. Vicepremierul Andrei Spânu a anunțat că există un deficit de 74%. Deși Moldova importă energia de la noi, contractul acoperă doar 12% din necesar, iar restul trebuie cumpărat pe bursa din România, care este instabilă ca preț. Astfel, în cazul energiei de avarie, există posibilitatea întreruperii curentului în toată Republica Moldova. Vom vedea care este prețul. Permanent am spus că energia de avarie, din păcate, nu putem ști din timp care este. Deci vorbim despre astfel de energie. Da, da. Ca să aduc un pic de claritate, știți că Energocom cumpăra pe piața zilei următoare, de pe Bursa Română a Electricității, în fiecare zi. Exact, în pentru, funcție de pentru volumele disponibile. Exact, exact. Acum, astăzi am avut un fenomen care încă nu este clar. Am avut o creștere semnificativă a prețului la energie electrică pe piețele europene, inclusiv în România. Practic am avut creșteri de 30-40%. Cu toate că oficialii moldoveni au reușit să achiziționeze pe bursă o cantitate de energie electrică, nu va fi îndeajuns, conform prognozelor. Energocom a licitat pe această bursă un preț mai mic și, din păcate, nu a putut să cumpere energie electrică pentru toată ziua și pentru toate orele pentru care a licitat. În acest sens, Moldelectrica a solicitat energie avarie de la Transelectrică. De la începutul lunii octombrie, mai multe regiuni din Republica Moldova au rămas în beznă totală și în frig după ce Rusia a atacat infrastructura vitală a Ucrainei, de care depinde și Moldova.